Hei, salut! Te rog, ia un log. Începe episodul 15 din Virgin Vlog. Eu sunt Ionuț Bodonea și săptămâna asta în Virgin Vlog îți arăt cât de tâmpiți sunt colegii mei. Îți fac poftă de pateuri. Nisitel în fășețel, în scutec de celuloză. Și nu în ultimul rând, vei vedea cam cât de tâmpiți sunt colegii mei. Asta e un wake-up call, baby. Direct la tine în receptor, baby. Dar l-alma nu opri. Dar l-alma nu opri. Nu te-ntoarce pe parte. Știi că orice-ar fi? Știi că orice-ar fi? Tu pui buzita pe carte. O să începem cu o confesiune. Trebuie să vă spun sincer că îmi plac foarte mult pateurile. Bă, dar îmi plac foarte mult pateurile, încât dimineața la 6 mă opresc și cumpăr pateuri. Așa vin pateurile la 6 dimineața. Ia uite aici. Ia uite. Bă, ce faci, mă? E întrebarea dimineții. Tu ce ai greșit de ești treaz la ora asta? Ai văzut că sunt pateuri un ana acolo? Și la mulți ani România mică. La mulți ani România mică și, băi, pateuri un ana. În bucătărie sunt pateuri un ana. Și covrici și pateuri. Ceva pentru toată lumea. Nititel în fășețel, în scutec de celuloză. Lăudat și mâncat. Am zis, dacă vine cu un pateu, te iubesc toată viața. Și vă bucurați, asta e călugărea, și vă bucurați. Da. Dar sunt și zile în care nu am timp să merg să iau pateuri. Dacă eu nu merg să iau pateuri, asta înseamnă că... Satana mai meri, nu eu! Astăzi, pateuri! Miluț! Dar chestia este că dacă nu mănânc pateuri dimineața, devin și eu tâmpit. Neața! Tu chiar ai intrat acolo și ai stat acolo până am venit noi? Puțin, că v-am auzit aici. Ce faci? O, băiatule, mă! Băi, stai ușor. Am luat speș. Lasă-mi care căpușul. Da, nu sunt mândru de gluma asta. Gluma asta cred că intră la categoria cum naiba lucrează omul ăsta la radio. Apropo de categoria asta, vi prezint pe colegii mei Andreea Remețan și Andrei Niculae. Da, s-a întâmplat asta. Exact. Au rupt zidul. Au rupt zidul. Hai să vedem un pic reloarea. Da, priviți ce bine atacă pe interior Andrei Niculae, dar nu este atent că din fața lui venea cu mare viteză acest zid. Ah, ce ghinion pentru Andrei Niculae. Da, am vorbit acum cu zidul, se pare că o să facă o recuperare completă, dar pe banii lui Remețan și al lui Niculae și până pe 14 februarie. Urmăriți Virgin Vlog ca să aflați ce mai face zidul. Au sunat anii 90, au întrebat dacă Niculae cumva conduce un Volkswagen izbit în zid? Pot mai mult, pot mai mult de atât, știu. Uite ce frumos am vizionat noi finala Simonei Halep de la Australian Open. Uite câți prieteni ne-am adunat în sufrageria asta uriașă. Am avut și un televizor uriaș adus de prieteni la Eurosport. Am trăit intens alături de Simona finala asta. Păcat că nu a câștigat. Dar hei, măcar n-a intrat cu scaunul într-un zid? Hai să ne izbim un pic și de Instagramul nostru, @virginradioromania. Priviți ce instastory-uri frumoase punem. Câtă poezie, câtă artă. Serios, am să vă las să vă uitați. Dacă vreți vreodată să puneți pauză, nu uitați că puteți să faceți asta apăsând butonul Fish. Exact. Când ți-o-i dau un capac, Bogdane. Ia. Mulțumesc. Plăcere. O să zici mulțumesc. Tare, nu? Șeful nostru de aici, de pe social media, este Lucian. Lucian Popescu, șef pe social media. Da, știu, nu pare că e șeful nimănui, dar e șeful social media. Cum dansează Lucian Popescu? Lucian e și colegul meu de bancă dimineața în matinal. El îmi aduce mereu cele mai proaspete și mai calde știri de pe internet. În special calde. Unde e traficul de... Unde mai jos era traficul? A, nu, cred că nu era asta. Nu, analytics. Stai, mă, dă-mă, ia asta de aici, ia asta de pe ecran de aici. Analytics, am zis. Am micro-cheating. E micro-cheating ăsta, băi. Poate mă bagi și pe mine în vlog, eu nu sunt 15 vloguri. Nu ești în vlog, cine ești tu? Nu ești un vlog? Hei, salut, eu sunt Lucian și mă ocup de Instagram. De poziții cu Kim Kardashian de pe site. Nu, nu, nu. Sunt fan Kim Kardashian. Vezi, vedetele astea care pun poze cu ele dezbrăcate pe net. Ce fac după asta? Care e următorul pas? Adică ce pot să mai... Ce mai arăți? Se îmbracă și se duc la serviciu.
Hai să încheiem vlogul de săptămână asta cu un wake-up call. E super simplu. Tu te înscrii la noi pe site pe virgiradio.ro și noi, în matinal, îți dăm trezirea la telefon, în direct, pe post. Fără alte baliverne și introduceri, vă prezint minunata trupă formată din Andrei Lăcătuș și Alexandra Gavrilă, The Mediocres. Priviți! Bună dimineața! Oh, na, 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 na. Ștefan, îți dau nana. N-ai fost cu minte, Ștefan, îți dau nana. Și ține minte, nu mai întârzia. Liceul chiar e viața ta. E viața ta. Asta e un wake-up call, baby. Direct la tine în receptor, baby. Da, l-alma nu opri. Da, l-alma nu opri. Nu te-ntoarce pe parte. Știi că orice-ar fi? Știi că orice-ar fi? Tu pui busta pe carte. Bună dimineața. Bună dimineața. Trupa tine, The da? Mediocres. Pentru prima dată. M-a trezit mai de vreme, nu știu cum a reușit. Superb, excelent. Aoleu, Ștefane. Băi, aplauze pentru cântarea live. Mulțumim, bravo. Plecăciuni. Cam atât pentru săptămâna asta. Nu uita să te abonezi. Este super gratis, e gratis. Ai luat speci? Ești panicat? Nu, doamnă, m-am abonat, am dat subscribe. Uite, o să stau aici până te abonezi, serios. O să stau aici până apeși tu, că eu chiar n-am altceva de făcut. Trebuie să-mi plimb pisica pe la două, dar mai stau. Uite, dacă tu nu te-ai abonat, îți las un clip cu Lucian și Bogdan jucând tenis, folosind buletinele pe post de palete și nimic pe post de minge. Simona, servește! Plișcova! Un level mai finuit. Ne-am adunat aici, în sala palatului. Suntem aproape de un break istoric! Du-te la fileu! Simona, du-te la fileu! Satana mai mere, nu e!